Așa, hai bloc. Dați-vă, și bărbatul din imagini conducea pe bulevardul bucureștean Mărășești când o bucată de metal s-a desprins din șina liniei de tramvai, a perforat podeaua autoturismului și a străpuns gamba piciorului stâng. Șoferul în vârstă de 46 de ani a fost transportat la Spitalul Floreasca pentru investigații suplimentare. Spuneți-mi, vă rog, ce s-a întâmplat? Dumneavoastră erați în mașină? Eram în mașină și a pus frână și nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Am auzit un zgomot, el s-a văitat cu mâna, cu un fier care a ieșit din podea și intrase și puțin în, că l-a zgâriat la piept. A oprit și era străpuns prin picior. Din primele cercetări și din declarația pasagerului autoturismului Dacia, rezultă faptul că un dispozitiv metalic de la șina de tramvai a străpuns podea autoturismului și piciorul conducătorului auto. A fost vorba despre un accident rutier, un auto implicat, o singură victimă cu o plagă penetrantă la nivelul gambei stângi, o parte de traversă de la șina de metrou a intrat la nivelul gambei stângi, pacient conștient, cooperant echilibrat din punct de vedere al funcțiilor vitale. La locul accidentului au venit și două echipaje de intervenție ale RATB pentru a vedea cum s-a desprins bucata de traversă. O anchetă au deschis și polițiștii pentru a stabili cine se face vinovat de producerea acestui accident.